Reformele în educație ale Ministerului vor începe de la 5 septembrie. Elevii, părinții, dar și profesorii sunt nevoiți să se adapteze noilor modificări din sistemul de învățământ. Una dintre acestea face referire la notarea elevilor. Odată cu dispariția semestrelor, media generală a copiilor se va face doar cu notele de la clasă. Sunt 5 module, iar dacă istoria, de exemplu, era o oră sau erau 2 ore pe săptămână, profesorii trebuie să dea note, de exemplu, au o oră pe săptămână, trebuie să aibă 4 note, cu 3 în plus față de numărul săptămânal. Asta înseamnă că la română ne trebuie și la matematică ne trebuie 12 note cel puțin? Nu, la română sunt 3 sau 4 ore pe săptămână. Dacă sunt până la finalul modulelor, ca să nu spun până la finalul modulelor, ne trebuie cel puțin 12 note. Nu, 3 ore pe săptămână. Așa? Da. Ori? Nu, cu 3. Plus 3. A, 3 plus 3. Da, 3 9, plus 3. 6. Da, 6, da. Și atunci numărul de note ar fi aproximativ cu acela care exista și în perioada semestrelor. Chiar și noțiunea de teză va dispărea începând cu acest an școlar. Evaluarea sumativă a elevilor se poate da, însă nu va mai avea un statut special, ci va fi tratată ca o lucrare de control obișnuită. Sunt de acord cu faptul că tezele erau esențiale pentru a fixa anumite cunoștințe ale elevilor. Într-adevăr, și de această dată trebuie ca profesorii să dea 2 evaluări scrise de-a lungul anului. Acum, astea sunt obligatorii. Da. Evaluările astea 2 sunt obligatorii. Da, da. Și când spuneți, domnule profesor, domnule general, 2 evaluări scrise, vă referiți la toate materiile? Adică avem obligativitatea a cel puțin 2 evaluări scrise la toate materiile sau luăm de bază doar materiile care se duc spre în area curriculară a examenelor naționale, română, matematică? Toate. Toate. Toate, da. Notele... Deci indiferent că e biologie, că e educație tehnologică, că e chimie, fizică sau geografie, da, trebuie să fie obligatoriu 2 evaluări. Da. Sunt materii la care nu se dădeau teze. Da. Anul școlar 2022-2023 va cuprinde 34 de săptămâni pentru elevii din anii terminali de liceu, 35 pentru cei de a 8-a și 36 de săptămâni pentru restul.